Să discutăm acum despre piramida patrulateră regulată. Ce înțelegem printr-o piramidă patrulateră regulată? Dacă ea se numește patrulateră, înseamnă că baza este un patrulater și dacă ea se numește regulată, înseamnă că avem îndeplinite două lucruri. Primul lucru, baza este un patrulater regulat, adică un pătrat, și al doilea lucru, muchile laterale sunt congruente. Să vedem cum arată o asemenea piramidă. Baza este, cum am spus, pătrat. Muchiile bazei sunt AB, BC, CD și AD, iată. Muchiile laterale sunt VA, VB, VC și VD. Bun. Cum sunt fețele laterale? Păi am spus că baza este pătrat, cu alte cuvinte, muchiile bazei sunt congruente iar fețele laterale sunt triunghiuri isoscele. Asta înseamnă de fapt că muchiile laterale sunt congruente, adică VA este congruent cu VB, congruent cu VC, congruent cu VD. Deci, reținem că baza este pătrat și fețele laterale sunt triunghiuri isoscele. În continuare vom face câteva construcții într-o piramidă patulateră regulată. Și ni se dă piramida VABCD. Mai întâi să determinăm centrul cercului circumscris bazei. Având în vedere că baza este pătrat, unde se află centrul cercului circumscris bazei? Păi se află la intersecția diagonalelor, deci trebuie să construim diagonalele acestui pătrat. Iată, putem să numim punctul de intersecție cu O. Și O este centrul cercului circumscris bazei. Acum, dacă vom uni vârful piramidei cu punctul O, ce vom obține este înălțimea în piramidă. Deci, VO este înălțimea în această piramidă și anume înălțimea unei piramide regulate este distanța de la vârful piramidei la centrul cercului circumscris bazei. E absolut aceeași definiție ca și la piramida triunghiulară regulată să construim acum, deci mai întâi să scriem aici că V -o e înălțimea piramidei, să construim acum apotema piramidei. Apotema piramidei este distanța de la vârful piramidei la o muche a bazei. Deci trebuie să ducem o perpendiculară din vârful piramidei pe o muche a bazei și să ducem perpendiculara din V pe BC. Cum facem acest lucru? Păi e foarte simplu, putem să alegem M, mijlocul segmentului BC. Deci BM este congruent cu MC. Ce, în, ce reprezintă VM? Dacă unim pe V cu M, ce vom obține? Păi avem, de fapt, mediană în triunghiul VBC. Cum triunghiul este isoscel cu vârful în V, înseamnă că mediana VM este și în înălțime. Deci avem aici. 90 de grade. Asta înseamnă că VM e distanța de la V la latura la muchea bazei BC. Trecem aici că VM este apotema în această piramidă. Să construim acum și apotema bazei. Iată, apotema bazei este distanța de la centrul cercului circumscris bazei la o muche a bazei. Să construim distanța de să ducem o perpendiculară din O pe latura BC. Dacă unim însă pe O cu M, și chiar o să-l unesc, ce vom obține? Este cumva OM perpendiculară pe BC. Păi ce reprezintă OM în triunghiul ACB? Iată, O este mijlocul segmentului AC, M este mijlocul segmentului BC, înseamnă că OM ce este? Linie mijlocie în triunghiul ACB. Păi dacă e linie mijlocie, înseamnă că OM este paralelă cu AB. Cum sunt uh, dreptele AB și BC? Păi sunt perpendiculare, avem aici 90 de grade. Cum OM este paralelă cu AB, înseamnă că și OM este perpendiculară pe BC. Deci putem să trecem că avem aici un unghi drept. Bun. Asta înseamnă că OM, să notăm, este apotema bazei. Acestea au fost cele trei construcții pe care am vrut să le facem în piramida patulateră regulată. Chiar putem să facem să dispară diagonalele bazei. Ele trebuiau oricum să fie trecute punctat. Acum, Piramida știm deja cum să o notăm. Începem cu vârful, avem V, A, B, C, D și să vedem în continuare desfășurarea unei asemenea piramide. Ca să vedem desfășurarea, apăsăm pe butonul de deschidere. Iată, aceasta este desfășurarea unei piramide patru latere regulate, fețele laterale. Cele patru triunghiuri sunt triunghiuri isoscele, iar baza este pătrat.